Câți oameni au venit la aceste întâlniri? Să luăm cu începutul. Am dat drumul la prima ediție a Săptămânii Psi în mai 2012. Am ajuns la a șaptea ediție am adunat cam 1600 de oameni la toate evenimentele. Deci oamenii sunt receptivi. La prima ediție s-a întâmplat în București și în Timișoara, după care ne-am dat seama că numărul mare ne cam dictează să extindem proiectul și am ajuns acum în 7 orașe cu evenimentul, în toate orașele în care avem librării Cărturești. Un alt efect e că la prima ediție am avut teme generice și am văzut unde există interesul foarte mare. Și după aia v-ați canalizat fix pe direcțiile... Nu ne-am canalizat către acele direcții, dar am făcut un alt proiect care se numește Săptămâna Psi pentru Părinți. Se întâmplă în februarie, iar la sfârșit de an se întâmplă Săptămâna Psi generică, cu teme variate, care teme de fapt sunt probleme cotidiene. Aducem psihologi care să ne învețe să ne ducem viața mai frumos. Ce întreabă oamenii? Ce îi roade foarte tare? Care sunt cele mai frecvente teme? Noi le propunem temele și evident că așa apare și publicul. Temele sunt alese pentru probleme care apar, de ce nu, și în viața noastră și e destul de ușor de reperat care ar fi problemele care ne macină. De la sexualitate, la parenting, la viața de cuplu, la droguri, la relații pe internet, toate temele sunt actuale. Eu am doi băieți care se apropie așa cu pași destul de rapizi de adolescență și am văzut că una dintre conferințele de la Constanța s-a referit la adolescenți și cum să fim alături de ei. Sunt părinții din România interesați să găsească metode de a se înțelege cu copiilor? Există interes mare pentru acest? Foarte mare. Foarte mare. De asta am și dezvoltat Săptămâna Psi pentru Părinți, pentru că nu ajungeam să acoperim toate temele. În calitate de părinte treci prin mai multe faze. Îți apare, rămâi prima dată însărcinată, cuplul se trezește că uite, o să fim trei, mai e cineva în casă și o perioadă în care trebuie să te pregătești, după care apare minunăția, ce facem cu ea, după care o ducem la grădiniță, după care apare școala generală, apare adolescența cu toate problemele și cu sfârșitul lumii și nimeni nu mă înțelege. După care mergem mai departe la facultate și avem alte probleme sau alte încercări, nu neapărat probleme. Și atunci de asta am dat drumul și celei de-a doua săptămâni, Săptămâna Psi pentru Părinți. Iar o altă temă foarte, foarte solicitată a fost cea de cuplu. De aceea, împreună cu Centrul Traumei, anul trecut am făcut o primă ediție Fii bine cu tine în cuplu. Tot așa, 7 zile, 5 evenimente în care se vorbea punctual despre probleme des întâlnite în cuplu. La sesiunile de cuplu vine cuplul complet? Vine el da, și ea? Asta mă gândeam și eu. Știm că... majoritatea femeilor merg mai mult la psiholog decât bărbații care sunt mai reticenți. Surprinzător, mai lăsăm orgoliu acasă și venim și cu jumătate. Se întâmplă. Așa, deja. Asta e foarte se bine. Întâmplă. Da. Sau am văzut printre participanți doar bărbați, pentru că până la urmă când ne întâlnim și noi și ei la bere, la cafea sau la vin cu prietenele, discutăm și despre asta. Și atunci apare interesul fățiș până la urmă despre problemele pe care le avem în cuplu.